Bună ziua! Ce faci, măi? Poftă bună la suc. Cafea, suc, de tot. Numai ce mai am. Te zic. Neat. Am un păr cap, trebuie să mă tun, am să mă tun și n-am bani. Vai, tu n-ai bani. Mamă, tu. Nu te duci, mă, la muncă. Toată lumea, nu te duci, mă, la muncă. Să meargă și alții, eu măcar am încercat. Să tăceți din gură voi că mă trimiteți la muncă, duceți-vă voi, eu măcar am încercat 3 luni, am încercat, am fost la muncă. Mai lăsați-mă în pace, eu măcar am încercat, da? Eu am fost, am văzut cum e la muncă. Să meargă și alții care nu știu să meargă și să dea cu sap. Da? Așa că mai lăsați-mă în pace cu prostia, dar cu nebunie. Dar nu ține ce spune acum, dacă îți spune lumea... Toată lumea spune doar ție că pentru că doar tu te-ai dus la muncă și acum nu te mai duci. La ce lăsați? Și la alții? La ce? Că vă fac așa semne. De ce vă duceți și faceți? Acum, iar... Mă enervează, iar. Iar sare lumea pe tine că faci. Doi, Doamne, iartă-mă. Bine, gata. Iar, lasă-mă cu munca. Mergeți și voi la muncă. Eu măcar am încercat, am fost la muncă. Lasă-mă. Mergeți voi la aia care nu se duc la muncă și face ceva mare, dar de semnul ăla lor. Așa. Nu mă enervați. Eu foc. Eu măcar am încercat. M-am dus la muntă și am muncit. Aleagă să... Dar ce s-a dat chilasă? Ce? Ia pune pe mine. Mi-ați dat voi de mâncare. Am cerut de la voi. Ăștia care mă trimiteți la muncă. Mă duc când mi se scoală părul în cap. Da, atunci mă duc. Nu când mă trimiteți voi. Suntem și noi supărat. Dar alte probleme nu trebuie să bați omul. Am văzut și eu acum cum decurge treaba aici pe YouTube. Când vede cum ăștia, haterii, nu oamenii ăștia buni care ne urmăresc pe noi de ani de zile și sunt oameni cum se cade și oameni. Oamenii ăștia haterii care abia așteaptă cât de mică să fie o problemă, gata, fac din ea harmăsar. Din țânțar, harmăsar. Cât de mic, greșeală sau ceva sau gata. Că ăștia cu asta se hrănesc, haterii cu asta se hrănesc, înțelegi? Cum omul mănâncă de foame, așa și ei mănâncă astea. Greșeli și toate astea, se hrănesc cu greșelile noastre. În fine, ce vreau să vă zic, prieteni? Sunt așa, am o stare urâtă, tristă, pentru că Neamișu nu e bine deloc. Și... Nu știu cine tot îmi ia brichetele, nu înțeleg. N-ai venit cu brichete. Nu știi că de două zile îți prindea prin la ragaz? Cumpăr brichete în fiecare zi, în fiecare seară brichete. Păi și le lași la peni. De să ți aprind. Că tu nu fumezi, da. Da, eu 10 pachete pe zi, 7, 8. Ia uzi, că tu nu fumezi, sărat. Eu am numai brichete, dacă vrei îți dau. Am colecție. Stai să vă arăt ce am aici. Ia uitați ce am aici. Asta e cocoșul. Ca să nu zic să audă cineva, aici fierbe cocoșul la Bubumex. L-am pus în oală, vedeți? Și aici facem niște gluște. Ia mă, care tu n-ai. Ia-și. Hai la ordine, că nu mai stai așa. Te rămâi fără aer. Hai, gata. Haide, oprește, du-mi și mergi 10 minute la urgență. Când mergi? Asta mă enervează, prieten, că mama în ultimul timp îmi spune că n-are medicamente, că nu închide la farmacie. Că o doare măseaua, că o doare piciorul în ultimul timp. Hai acum dacă ai zis. Hai oprim tot. Spune ea așa, las că mergem. Spune Neamișu, nu mă duc. Până a ajuns în comă, Neamișu. Nu e în comă. E stare mai gravă, dar nu e în comă. E în comă. E conștient, dar na. I s-a agravat. Acolo, la gât. O să mergem la el, să vedem când e ora de vizită. Am și vorbit cu el. Știi că am vorbit cu el? Am vorbit cu el. Și a zis să veniți după mine cu mașina, că nu stau.
Cum e? Spune și eu un bar de suc de lege. Îți spun suc. Hai, mergem. Nu știu de 10 minute. Spunea, mă, doamne, cum ești? Nu, hai, de 10 minute. Păi și ce crezi că-i faci la urgență la noi aici? Iar femeia aia... Nu aici, Mădălina, nu mă duc aici. Și eu mă duc aici la spital și la Severin. La Severin mergem? Nu, nici la Severin. La Craiova. Severin. La filiaș? Craiova. Și filiașul e plin de COVID. Mădălina, acum peste tot e. Da. Ce vrei să faci? Haide. Stai de nu-ți un pic, am și o treabă și mergem. Da. Ce să mai spun? Să vă spun ce am făcut, prieteni. Da, da, de căinian. Am închis două zile găinile acolo în țarc. N-am mai ieșit afară. Dar astăzi mi-au apărut rodele și le-am dat drumul să mânce iarbă. Să mai facă și ouă. Le-am închis pentru că făceau prea multă mizerie pe aici, pe cimentul ăsta. Ia uitați-l și pe Dănuț. Stăm, facem o ciorbică. De găluște cu găluște. Plictiseală mare. A? Nu mă bat, nu e Mișu, bat. Da, și-a făcut supărare din ea Mișu când am auzit. Deci chiar dacă îmi doresc să vă supăr pe toți, dar chiar nu pot. Aici era un citat. Da. Ne așteptăm la cel mai rău, că așa am înțeles. Mi-a spus și lui mama azi dimineața din Emișu, plângea. Din Emișulică. Nu știu, poate Dumnezeu e mare, adică Dumnezeu e mare și își pune mâna și poate îl salvează, cine știe. Chiar a fost. După ce muri, a fost un om bun. Nu, dar zic că așa, în general, a stat cu noi. E un suflet bun, milos. Am învățat multe de la Neamișu, să știi, de nu-ți. Foarte multe am învățat de la el. Da. Știu. Când era la bunica prima dată. Da. Am stricat ceva, îi spuneam tata, bine, Iani, ce boală a avut? Ce boală a avut, dar el strica. Știa să facă pe tot, tot, tot. Unde nu știa, spunea, nu știu. Orice chestiuță întreba. Nu se băga, dacă nu știa ceva, da, nu, nu se băga. Nu băga nas. Am dat băutura. Uite, ia țigări, nu mai pot. La țigări și alcool, țigări, mâncare mai greu. Uite, țigare, gata. Uite, am fumat-o, prieten, jumate. Nu mai pot, nu mai merge, gata. Mai dă-le încolo, dânze, țigări. Țigări. Uite, nu mai pot, gata. Da. Nu știu cum spune el, fumează, fuma de la 14 ani, Mișu. Gata. Aua, da. Și omul, vezi? Ce faci, mama, acolo? Păi stai jos că faci Mădălina, mama. De bine, de rău, era... Era aici cu noi, lângă noi. Ce greu e. Mama, ce iurea, că nu știu, mă simt aiurea. De ce? Că am băgat țigarea asta în mine. Mai bine dacă nu mai băgai. Nu, de-aia lasă-le. Ia-ți un iop de ăla și gata. Un ce? Un iop. Iopul ăla te ajută să le rărești și gata. Iau fructă, măi. Da. Prieteni, caut și o femeie să mă ajute la curățenie. Tot nimeni, după câte am spus, nimeni nu s-a oferit să vină să mă ajute.
una mai, mai tineric, așa. Să nu fie bătrână, că mi-am dat dracu. Mai tinerică să fie, nu bătrână. De ce are telefonul ăsta? L-a luat razna? Ia uite, ia uite. Gata, s-a dus și telefonul, se duce el omul, da pe telefonul. Da. Bobo când vine, mă. Bobo când vine. Nu știu. Ia mi-a vorbit bine. Să vedem când vine, să vedem ce facem, să mergem la Nemișu. Mă, nu știu, mi-e lene așa, mi-e greu. Mamă. Nu știu, mă trage capul tot pe fermă. A, sufer de lenivietoză. Nu știu, mă trage capul într-o așa să au. Să nu-i răceală, gripă, ceva. A, cu Dumnezeu, cu mine. Doamne, ferici. Vrei să mănânci ceva? Aseară ți-am luat și mâncărică, ne-ai mai mâncat. Prieteni, închei vlogul ăsta aici și revenim mai târziu cu un alt vlog. Hai să aveți o zi frumoasă. Vă pupăm.